Aflată pe locul al 6-lea cu 25 de puncte, echipa pregătită de Costică Buceschi și Cristian Preda are o deplasare dificilă la HC Zalău, formația aflată pe poziția 12-a cu doar 10 puncte. Zalăul lui Gheorghe Tadiș cu siguranță va lupta pentru un rezultat pozitiv. La rândul ei, HC Dunărea traversează o perioadă foarte bună, având două victorii consecutive. Gruparea brăileană a câștigat în ultima etapă a turului cu 27-23 meciul cu CSM Târgu Jiu, iar în etapa 14-a, prima a returului, tot pe teren propriu a dispus la scor de 25-15 de Măgura Cisnădie. Dacă ținem cont de valoarea celor două loturi, HC Dunărea Brăila pornește cu prima șansă în meciul de duminică de la Zalău, însă elevele lui Gheorghe Tadiș au posibilitatea de a dovedi contrariul. Cum abordați partida cu Dunărea Brăila? Da, deci avem în luna februarie trei meciuri foarte dificile cu echipe care sunt angrenate în lupta pentru cupe europene, pentru titlul de campioane, pentru... Sunt în această perioadă, joacă și în Liga Campionilor, este primul cu Brăila, urmează CSM și Rapid București. Deci e o lună foarte dificilă, cu echipe foarte dificile. Mâine, duminică, jucăm cu primul meci cu Brăila, o echipă care a investit foarte mult, cu un lot în care au 14 cele mai multe jucătoare probabil străine, și vreau să specific că sunt toate jucătoare normal cu experiență, cu niște contracte mari față de ceea ce avem noi în această echipă care o avem de altfel tânără, cu vreo 2-3 excepții, echipă care are în minus în jur de 150-200 sau chiar mai mult de jocuri în campionat sau în jocuri de cupe europene. Ne străduim să ne ridicăm la nivelul acestor echipe. Asta este situația deocamdată la Zalău. Asta avem un buget pentru a forma această echipă. Din păcate, după cum știți, an de an au plecat câte 5-6 jucătoare care, să zic așa, s-au consacrat la Zalău și au plecat pe contracte de 2 sau 3 ori sau chiar și mai mult, mai mari, la alte echipe. Viața de sportiv este destul de scurtă, ca în principiu, și sigur că fiecare se duce acolo unde îi e mai bine. Deci, repet, în momentul de față, la Zalău, asta este situația. S-au făcut rezultate foarte bune mulți ani. Am avut 20 de participări în cupe europene, avem deci un bilanț foarte, foarte bun, cu rezultate foarte bune, care puține echipe din România să pot le pot echivala, având în vedere faptul că mereu am avut jucătoare românce în echipă și nu jucătoare care au venit pe bani mulți și pe practic niște rezultate din astea cu jucătoare din țări mult mai dezvoltate față de ceea ce e România, așa după cum se știe, una penultima sau antepenultima țară săracă, dacă își permite să, din Uniunea Europeană, dacă își permite să facă oferte cu salarii de 3-4 ori mai mari decât în țările nordice sau în Franța, Germania sau celelalte țări. Începând din luna februarie, echipele care nu vor respecta legea 40 vor fi sancționate cu amenzi uriașe. Ce părere aveți? Am o părere foarte bună, susțin proiectul ăsta sau ordinul ăsta pe Novac, care a fost publicat și Monitor oficial, de care nu s-a ținut cont din vară, nu s-a ținut cont nici de regulamentul Federației Române de Handbal, în care era stipulat că trebuie să folosească 3 jucătoare românci. Amenzile au fost destul de mici pentru ei, undeva la, deci, 3.000-3.100 și așa mai departe, dar nu s-au respectat, s-au obținut multe rezultate din astea mincinoase,
care au rezultat, în urma care au rezultat un clasament mincinos, având în vedere faptul că echipele din primele 5 sau 6 au ignorat mereu acest regulament, dar în schimb nu s-a întâmplat nimic. Nu știu dacă se va întâmpla ceva nici în continuare, însă în mod normal federațiile care trăiesc din bugetul ministerului ar trebui să execute hotărârile Ministerului Tineretului și Sportului într-o stare de normalitate, dar nu știu care e normalitatea acum. Atitudinea pozitivă vine și din partea jucătoarelor, care au nevoie de victorie atât pentru clasament, cât și pentru moral. Care este starea echipei pentru meciul de duminică? Am pregătit bine meciul, vrem să câștigăm și sperăm să jucăm cât mai bine. Cum au decurs pregătirile pentru acest meci? Am făcut antrenamente specific pentru să pregătim cât mai bine și vrem să câștigăm. Aveți un mesaj pentru fani? Da, să vină cât mai mult, să ne susțină pe noi și să terminăm cu bine meciul. Costică Buceschi, antrenorul brăilencelor, a declarat după victoria categorică obținută de HC Dunărea în partida cu Măgura Cisnădie. Pentru noi urmează o deplasare foarte grea la Zalău, o echipă care are nevoie de puncte. Știu foarte bine că se vor bate pentru un rezultat bun. Zalăul este o echipă care joacă foarte bine acasă. Sperăm să recuperăm din jucătoarele pe care le avem accidentate, Canaval și Schmelzer, și la Zalău să avem cea mai bună echipă, pentru că ne dorim din tot sufletul să câștigăm. Aceeași dorință de victorie o au și elevele lui Gheorghe Tadici, iar un public numeros și constructiv poate fi jucătorul în plus aflat în tribună.